anume toamna aceasta, am avut ocazia să analizez această foamete în satul Ostrița. Cu adevărat, este una să citești și una să vorbești cu acești oameni martori, acei oameni care au supraviețuit, și anume am avut ocazia să discut cu domnii Migaesi Mihai, Migaesi Domnica, Sunt Rude, Migaesi Parascheva, Roșca Eugenia. Vârstele lor cuprind între 77-90 de ani, deci datele cu adevărat diferă în dependență de suferințele lor, pentru că, cum și mi-au spus și cum cunoaștem bine, nu toți poate au suferit această foame. Familiile care stăteau puțin mai bine, aveau poate și două vaci acasă, puteau să se întrețină cu lapte care îl duceau în oraș. Povestirile lor au fost comune despre borhot, adică mi-au povestit despre acel borhot, după care plecau în regiunea Ivano-Frankovsk, și anume este vorba despre coji de cartofi care stăteau mai mult, poate chiar și cum mi-au spus ei, de 10-15 ani acolo. Chiar pe loc, pe pietre, oamenii luau acel borhot, îl uscau la soare, așteptau să iasă și viermii, poate și chiar cu viermi, așa făceau turtițe și se salvau. Aduceau acasă, dar cum mi-au spus domnii, era așa o răutate acel borhot, că până în seară, dacă lăsau pe iarbă, pe o pânză, iarba se îngălbenea, adică ardea pe loc. De asemenea, m-a frapat povestea doamnei Parascheva Migaesi, care mi-a spus, a plecat cu mai mulți oameni din sat, așa spus, prieteni din sat după borhot, și era cât pe ce să rămână acolo, deoarece era foarte multă lume și, cum mi-a spus, plecau cu trenul foarte mulți, care și cum urca pe cel tren, și ajungând acolo, era în opinci și în acea groapă, adică s-a acoperit și dumneei, și nu putea să iasă. Atunci au ajutat-o domnii Vasile Ghiba, care pe parcurs va deveni primarul satului. I-a tăiat opincile, a lăsat culțiunea acolo și așa s-a salvat, a ieșit. Deoarece nu mai căuta nimeni cine ești, cu cine ești, fiecare își făcea interesele sale, pentru că fiecare avea scopul să aducă ceva de mâncare acasă. Doamna Angelina Migaesi, în vârstă de 89 de ani, a rămas doar cu mama, deoarece tatăl a fost deportat la Onega. Și ei erau nazareneni, de asemenea, pentru asta a fost represat tatăl. A rămas cu doi frați mici, plângea de foame și a avut noroc că vecina, care avea o vacă, i-a dat lapte, deoarece a început să strige în disperare că este foame. Frații ei, cum mi-a spus doamna Angelina, erau mai buni. Plângeau în colț, dar ea nu mai putea. Avea o durere mare, era foarte foame. Și așa încet a trecut. Mama le ferbea lobodă cu acel borhot. Nu toți cunoșteau despre borhot, doar unii oameni din sat, de la noi din Ostrița, au fost după el. Alții doar din povestire, așa și nu au gustat această răutate, în paranteză, deoarece cu adevărat oamenii au fost nevoiți să supraviețuiască cum au putut. Da, doamna Elena mi-aduce aminte și despre faptul că în Cuciur, satul Cuciur, Velichii Cucerii, cum cunoaștem, au fost organizate așa spitale speciale unde au fost duși copii, oameni bolnavi, mai în vârstă, oameni. Și așa doamna Domnica Migaesi a fost cu frații ei dus acolo
Mi-a povestit că prima seară le-au dat pâine cu tiulcă. S-au bucurat și au crezut că le va fi bine aici. Mama, desigur că mama nu a vrut să le lase, dar înțelegea că nu poate să le întrețină acasă. Dar a doua zi nu mai le-au dat nimic. Erau nevoiți să se pună pe coate și să pască iarbă. Doctorii, văzând aceasta, pur și simplu i-au închis în spital și i-au lăsat așa. Cu adevărat, am fost foarte impresionată de spusele aceștor oameni și e vorba nu doar că am obținut cunoștințe istorice, cunoștințe sociale, în primul rând, datoria celor care au supraviețuit, este prin ochii jertfelor să transmită că nimeni nu este uitat și nimic nu se uită. Și e important ca tineri, așa ca mine, să discute mai mult cu acești oameni, cu bunicii din sat, care poate și ei știu de la bunicii lor, de la părinții lor, și să realizeze cât suntem de norocoși acum și prin ce greutăți au trecut bunicii, străbunicii noștri. Cu adevărat, povești grozave, aș putea să spun și mai multe, deoarece am stat mai mult de vorbă cu acești oameni, mi-au povestit foarte multe, începând din copilărie, cum au rămas orfani. Doamna Anghelina a rămas cu mama, dar doamna Eugenia Roșca a rămas orfană. Mama a murit prin anii 30, apoi a murit și tată și a fost nevoită singură să descurce în viață. S-a angajat la nașii ei de botez. Și asta a fost salvarea, deoarece în timpul foametei ei stăteau mai bine. Și astfel a putut și ea să obțină ceva de mâncare. Cu toate, cum a spus, la început, când era bine, avea speranța că acești gospodari au să-i facă și ca mașă, și ca trință, că va fi bine. Dar nu a fost așa. Nici bani nu i-au dat, doar pentru mâncare a lucrat. Ceea ce a salvat-o pe parcurs când a început foamea. Deci sunt povești grozave. Cu adevărat este o tragedie și pentru ucraineni, și pentru români, și pentru toate minoritățile. Și m-am bucurat foarte mult că am avut ocazia să discut cu acești oameni. Vreau să mulțumesc doamnei Elena Purici, care m-a ajutat la aceste cercetări. Și sper că pentru viitor să transmit mai departe și semenilor mei și să accentuez că nimeni nu este uitat și nimic nu se uită. Vă mulțumesc frumos! Ieri, micului meu discurs, vreau să vă cânt un cântec îndemn, mai bine spus. Sper să vă atingă adânc în suflet versurile acestui cântec. Avem greu și pom frumoși în vatră, alții au numai pământ de piatră. Ai putea trăi împărătește, neamule, nu știu care dușman ne-nvrăjbește. Nu știu cine, Doamne, cu mânie, neamule, sapă supă noastră temelie. Îmbunați-vă, îmbunați-vă, îmbunați-vă și vom înflori ca pomul. Împăcați-vă, împăcați-vă, împăcați-vă și vom fi plăcuți lui Domnul. Vă mulțumesc frumos! Stimați membri acestei conferințe științifice, spune, și are o valoare mare, fiindcă ea este conferință internațională pe tema pe care a comunicat-o și socot că astăzi la
această conferință a trebuit, în primul rând, de spus că foamea care a mare, care a avut loc în anii 1946, n-a fost o, a spune, o foamete accidentă, care a căzut, a lipsit de atenția administrației de atunci creată. Nu! A fost organizată și susținută de administrația sovietică atunci cu scopul de genocid. Și trebuie discuta asta clar pentru toți. Este ce merge vorba? Vorba anul 1946. Deci, a doua jumătate a anului 1946 și prima jumătate a anului 1947, uitați-vă, aici s-a încadrat acea mare foamete în regiunea Cernănului. Ce s-a întâmplat? Vă știți că în luna martie, pe data de 22 martie anul 1944, nordul Bucovinei, nordul Basarabiei și Țelutul Herță a fost a doua oară ocupată de armata sovietică, așa numită Armata Roșie. Deci, când s-au ocupat aceste ținuturi, s-au introdus în sat, au venit noi puteri. Deci, în primul rând, în toate satele s-au numit primari. Ăștia au condus și alături de dinși, despre care nu se vorbește ultimul timp, pot să spun o noutate, asta a fost Gen Sovietă în limba rusă, Consiliul de Femei Sărace, alături de primari. Deci aceste Consiliul de Femei Sărace știau ce să fac, ce se petrece în sat. Tot. Cine-i căbun, cine-i bogat, cine-i sărac și așa mai departe. Aici am să dau exemple de activitate mai departe. Ce s-a primit în anii de ocupație, în anul 46? La două jumătate s-a evit mișcarea colhoznică. Uitați-vă, de aici trebuie din început. Mișcarea colhoznică. Ceea ce n-a fost de acord țăranii să se înscrie în colhoz binevol. Ei au avut pământ, animale pe lângă casă, cum spune, lucruri pentru prelucrarea pământului agricole, pluguri și mai departe, cai și mai departe. N-au vrut să dea în popor. Au fost împotrivă. Și nu numai ei, dar majoritatea din țărani, din toate satele, din regiunea Cernănului, au fost împotriva ca să fie binevol membru a colhoznicilor. Atunci administrația s-a gândit cum de făcut, care lucruri de ocupat, de organizat asupra lor, ca să fie pedepsit pentru asta. Ce s-a pus? S-a creat, cum știți dumneavoastră, în timpul acela, o grupă de strigoci. Deci aici trebuie spus, strigoci. Mai departe, s-au organizat activiști. A venit din Kiev, și știți că asta e prima dată, eu spun data, aproape 15.500 de împuterniciți în toate satele. Din Kiev numiți. Ei nu supuneau nici primarului, autoritatea a fost din Kiev, vedeți. Deci, da, ce au făcut atunci administrația, cum spune, de locală? Au introdus foarte mari, cum se spune, cote de produse agricole pe capul vieților țărani, în primul rând, să deie, dacă nu vreau un confort, și a două biluri mari, impozite pentru stat. Acestea două lucruri s-au uibit a doua jumătate a anului 1946. Să știți că anul a fost un an foarte secetos. Anul 1946 n-a pluvat de fel. Hrada care, cum spune, producte care spuneau în pământ, n-a încolțit. N-a încolțit majoritatea. N-a încolțit. Roada a fost foarte mică. Foarte mică în anul 46. Uite, asta a fost mersină. Și
ce au făcut aici cu conducerea și trebocii și mai departe? Ei au început să strângă aceste viruri și cote de la oameni. Și au început să cucrăbăiască casele, cambarele și mai departe. Cea mai a fost sămânță până la anul nou a fost cotrăbăită, luat de la oameni. Oamenii au rămas fără pâine. Fără pâine. Eu țin minte aceasta, cum spune, foamete. În anul 1947, la sfârșit, o țin minte. Deci, a rămas fără pâine oamenii la sfârșit. Anul nou, 1947, am trăit pe rat, fiindcă au luat la, pentru stat, cotele ăștia, pentru stat. Aproape tot. Și animale n-aveau ce mânca nici oameni. În 47, oameni buni s-a pus în pământ, cum spune, și grâu, și cartofi, și animale. Roada a fost, nu chiar prea mare, dar a fost roadă față de anul 1947, mai mare. Dar, totuși, primăvara au îndurat foamea. Mâncau, cum spune, și cum aici a numit dumneavoastră, și lopătă, și pune iarbă și așa mai departe, opinci cu rele de la bărbat de piele, le cărdeau și mâncau. Uitați, asta era a doua jumătate. Deci eu suport că și încă aici e un loc, un lucru foarte important. În 1947 au venit, că era familie și în Basarabia, o mulțime de basarabeni la noi aici. Deci au fost, să știți, numărul de oameni dublat. Ei unde trăiau? Îți țin minte noastră, o reșa, mănăstire era podul cel mare, lângă sub podul cel trăiau basarabeni, să știți. Erau zeci de basarabeni, veneau pe sub gardă, veneau prin pădurici, unii năpăteau, așa. Ce făceau ei? Ei erau frate de sânge pentru noi, noi în țări timp erau comitați. Dar noaptea mergeau și căutau, ziua puneau ceva în pământ oamenii, vineau noaptea și căutau. Și cartofi spăteau și spune, ce era în pământ ca să mănânc. Deci ei bărbații noaptea mergeau și păzeau aici pământ. Deci cât a murit? A murit 70.000 de oameni. Așa date de ei, să știți, 5 cazuri de canibalism au fost, 5 cazuri. 500 de împuterniciți, am spus asta. Și spre a doua jumătate, anul 1947, s-a evit acum cireșele, s-a evit, cum spune, ciupercile în pădure, au venit producte care a ridicat oameni să nu moare de foame. Și pe anul sfârșit 47, lumea a ieșit din foame. Ce vreau să scoată termen, că aici am mai multe date, dar sunt de acord ca tineretul să știe despre foame de asta. Până în 1990 nu s-a vorbit, să știe. Pe urmă, scriitori, ziariști și mai ales vorbi bucăvini, problema asta au ridicat-o și arătat-o. Trebuie să știm tineretul ca așa să nu se întâmple, să ocotim că trăim totuși într-o țară democratică și credem că administrația noastră va atrage atenție ca să ridice modul de viață și să fie nou mai bine. Când am depus coroane la momentul foamei și am văzut acolo porumbei și m-am gândit că în 46, în 47, nu cred, la noi în Bucovina să mai e, să fie zburat porumbei prin cer, pentru că au suferit oamenii, au suferit animalele, au suferit păsările cerului. Am aici, dacă revenim la Golodomor și ce s-a marcat ieri în Ucraina, în anii 31-32, am aici niște copii de la Octavian Bivolaru despre presa vreme, ce scria presa românească despre foamea din Ucraina, despre cazurile de canibalism în Ucraina și m-am gândit că norocul nostru a fost că atunci nu făceam parte din componența Uniunii Sovietice, din componența Ucrainei și trebuie în această zi încă o dată să mulțumim statului român, să mulțumim României
pentru unirea din 1918. Să mulțumim înaintașilor noștri pentru actul lor de curaj, că am avut acest noroc. Cine știe dacă ne mai adunam noi astăzi și mai discutam, mai vorbeam despre tragedia care a avut loc în baza 7, dacă nu era anul 1918. Spuneam, paradoxal e că au suferit oamenii de la țară mai mult decât oamenii la oraș. La țară, unde oamenii aveau pământ, unde aveau unele rezerve de alimente, creșteau pâinea, au suferit mai mult decât orășenii, pentru că orășenii de rău de bine mai primeau ceva. Adică le se dădea anumite porții pe cartelă, dar de la sat oamenilor le se lua totul. Au suferit cel mai mult copiii și bătrânii. Copiii, știm, din povestirile celor care, a părinților, a bunicilor, știm că mulți chiar la noi în sat, în Boian, erau cazuri când veneau și își lăsau copiii sătușilor internatelor pentru ca să-i salveze de foame. Un exemplu concret, sculptorul Gorșcovski. A fost Dumitru, da, Gorșcovski, a crescut la Voloca, dar el nu știa cine sunt părinții lui, pentru că tot în timpul foamei născute, el e născut în 1940, adică avea 6-7 ani, a fost lăsat de părinți, știu, de cine a fost lăsat, el singur nu știe, și a fost crescut într-o familie în Voloca. Unii copii care umblau prin, spuneau, în Polonia, prin regiunea Ivan Frankovski, care cu cerșitul, care venea să schimbe unele lucruri, au rămas acolo și poate și astăzi trăiesc și nici nu mai știu de unde sunt și cine sunt. La noi în Zorile a fost un material ascuns de Nora Bezovi, nu mi-aduc aminte precis de acum numele de familie, despre o fetiță care tot a fost dată la internat, peste mulți ani trăia undeva în San Petersburg și a dus aminte și a, s-a întâlnit cu fratele ei din Boian. Sunt foarte multe da, cazuri tragice și chiar în cartea aceasta Martirii români din Infernul Foamei sunt multe, adică istorie din Ostrița despre care a povestit și domnișoara Maria. Eu la aceste cărți vreau să mai vă arăt o carte cu ochii celuilalt de Nicolae Rusu din Moldova. Tot e pe bază de cazuri concrete. Sunt lucruri îngrozitoare, se ridică Toru Măciucă și toată povestirea, toată acțiunea e din numele unei ciori. E ceva straniu, adică nu vreau să vorbesc despre valoarea literară a romanului, dar faptul acesta original povestește o cioară cu un tânăr, un copil, i-a mâncat iubitul, l-a mâncat în cioroi când era gata, mărea de foame. Și eu paralelă foarte interesant cu moartea căprioare, numai că dacă moartea căprioare copilul plângea, mânca și plângea, ea s-a mâncat cu mare plăcere când i-a sub și oasele. Și toată viața cioară aceasta îl urmărește, până la urmă, totuși, în ultimul moment, el ajunge în Donbass, în opțiunile războiului ăsta de Est Ucraina. Și până la urmă, totuși, cioara se răzbună. E ca o Biblie în care se arată că orice ce n-am face noi, orice faptă, pentru totul suntem responsabili, chiar și pentru rău făcut în fața unei păsări, să zicem. S-a vorbit mult și fiecare are o tragedie a sa, dar la un moment vreau să atrag atenție, toți suntem de la țară, știm că nu se arunca nimic. După în anii când eram eu copil, de exemplu, la țară, nu știu cum, adică totul ce rămânea o bucățică de pâine era sau un cățel sau un purcel sau ceva oameni avea, nu se arunca o fermetură. Acum se aruncă foarte multă hrană, deși noi vorbim despre foamete, dar mi-a spus mai de unde o femeie, deci că cât aruncăm noi, am putea hrăni un continent, o Africă întreagă, să avem de foamete.